Da, normal că avem loading screen. Ai, frate, sta la 90% de 5 minute. Bă, nu, că... Așa, salutare și bine am găsit. La un episod, astăzi jucăm GTA 5. Și... Ok, ce-am salvat? Că mi-a dat să salvez ceva, dar n-am văzut că gen, apăsam X și mergem la legam. Și n-am văzut ce-am salvat, dar am salvat ceva. Bun, hai să vedem. Continuăm seria de GTA 5 Story Mode. Pentru că... Na, am spus că o să fac o serie cu asta. Franklin, I was going down on the market, my boy. Liquidity is a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. Alright, dog. I'll be around when I get a chance. Nu știu de ce am pus checkpoint aici, adică... Deci avem aici. Bun, hai să mergem. O să încerc acum să nu... Mă lovesc. Da. Cred că trebuie să-i dăm jos, nu cred că trebuie să-i dăm mașina aici. Da, cred că trebuia să ne dăm jos. Hey, what's up, Simeon? My dear boy, so good to see you, so good. Hold me. Yeah, look, man. Look, we've been working together for about 3 months da. Now, right? Which is why I am very honored to announce to you that you are employee of the month, huh? Anyway, congratulations. It wasn't easy picking a winner. Yeah, me, Lamar, your nephew Sacha with the Twitch. Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward. O să încerc să vorbesc cât de mult pot, dar... Tell you what, my boy. You tell me exactly what you want, and I will very carefully explain to you. Dar, na, acum... La, când e o poveste, nu prea e ok să vorbești, că... Nu, together, no. I never had a black son. But if I did, I want him to be just like you. Ok. Îmi place că ăsta nu e rasist, Simeon ăsta. Îmi place că zice că n-am avut niciodată un copil negru. De ce vrea? Adică... Nu zic, dar nu. You fucking with me, right? Man, we both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this employee of the month shit, homie. I'm sitting up here trying what to get us... What you mean, fuck this employee of the month shit, man? When it's some shit to be won, goddammit, I want it. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit, big dog. Bă, eu simțu, dacă aș fi Simeon, i-aș da lui Lamar, i-aș da employee of the month. Man, fuck next month, Simeon, what about today? I demand a retrial. Today is nothing, just a bike, hasn't made the payment at all. Some kid at Vespucci Beach, his name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike. We got work to do. Mor tu, frate, că acum noi trebuie să merem. Să-l căutăm pe unul de la, pe Vespucci Beach și să-l omorâm, să-i luăm motocicleta. Numai pentru unul care ne-a pus un tablou pe perete cu noi. Ok. Okay. Repeat after me. Think this crazy motherfucker wants something. Hey, what's up, homie? You alright? Uitați cum o să ajung eu peste 5 ani. Îl vedeți? Așa o să ajung eu peste 5 ani. Yeah, you thought I was gonna hit your bitch ass, huh? Drunk ass nigga. Quiet. Play it cool. Ciao. Yeah, that's
Dar ce, noi mergem așa liniștiți pe aici, de parcă nici nu ar fi un gang aici, știi? Ceva de genul. Nu vreau să se audă foarte tare jocul. Dar, nu. Că ne zice că unul de aici... Îl deschid pe ăsta mare, boi mei, că... Nu, dacă tot e primul... Ok, ne-a dat un pistol la mar. De ce are papuci în picioare? No, deci... Ia, uitați-l pe ăla când iese. Faza asta o știam pentru că am văzut-o la cineva și nu mai zic că am mai jucat jocul ăsta. Dar eu mai mult am jucat jocul ăsta multiplayer. One hit and all ăla. Uite-l pe asta, mă. Oh, ce s-a venit. Nu cred. Să mor tu că era așa. Ok, deci nu mă gândeam de niciun fel că ăsta o să vină. Bă, cât e, bă. Aparent am ajuns la destinație. Cum ai ajuns ăsta în fața mea? Nigga. Ok, am terminat și misiunea asta. Cred că o să mai facem semnul ăla de întrebare și închidem și acest episod. Nu vreau să fie episoade lungi, adică nu vreau să o plictisesc. Chiar nu vreau deloc să vă plictisesc. Sau de fapt, lăsați că facem doar așa că... Probabil o să fie o misiune lungă, cum sunt cam toate. Și eu zic că până aici să fie acest episod. Știu că episodul trecut am făcut două misiuni. Ba nu, de fapt am făcut o misiune. Sau două? Nu mai țin minte sincer, dar... Eu am fost Marius. Sper că v-a plăcut acest episod. Și ne revedem data viitoare. Ciao!